Sâmbătă a fost o zi cu multe apeluri îndreptate către Salvamont Argeș. Vremea a fost una vitregă la înălțimi de peste 1700 de metri, cu ninsori abundente și viscol care a troienit zăpada. Mai mulți turiști au fost surprinși în drumeții și au avut nevoie de intervenția salvatorilor montani. Primul a fost un bărbat în vârstă de 71 de ani care a alunecat pe gheață undeva sub vârful Dragoslavele. Pentru salvarea sa au acționat patrule de la Dâmbovicioara și Voina. Salvatorii au ajuns cu greu la acesta și l-au găsit conștient cu răni ale scalpului și suspiciune de fractură costală. A fost coborât până la drumul principal, acolo unde a fost preluat de o ambulanță SMURD și transportat la spitalul municipal. Acesta făcea parte dintr-un grup de 17 persoane care făceau o drumeție cu ajutorul mai multor ghizi. Primul apel a fost puțin înainte de ora 2, cu o persoană care a alunecat dintr-o muchie și a căzut vreo 200 de metri izbindu-se de copaci în pădure de desubt. Acțiunea a fost una destul de dificilă, cu toate că era să desfășura în Pietra Dragoslavelor, care nu pare cine știe ce, are altitudine mai mică, dar de fapt relieful este foarte accidentat acolo. Dar din păcate am aflat seara că atunci când a ajuns la spital persoana a decedat. Avea foarte, foarte multe fracturi și traumatisme. Din păcate, nu medicii n-au mai putut să mai facă nimic. O altă intervenție a avut loc în zona cabanei Capra de pe Transfăgărășan. Un grup de 7 persoane, format din 3 adulți și 4 minori, a fost surprins de viscol. 6 dintre acestea s-au adăpostit la baza Salvamont de la Cota 2000, iar o persoană a încercat să coboare spre cabană singură. Viscolul se întețise, iar vizibilitatea scăzuse sub 20 de metri, ceea ce a făcut ca acțiunea de căutare să fie și mai complicată. M-a fost cerut ajutorul salvamontiștilor către 6 persoane, care efectiv rătăceau prin viscol. După ce au intrat înăuntru, au spus că mai există și o a șaptea care trecuse pe lângă refugiul nostru și în momentul ăla nu se știa unde este, nu răspundea la telefon pentru că vântul era undeva peste 80-90 de km pe oră, cu intensificări peste 100. Au plecat colegii de la Cota 2000 în căutarea lui, au reușit după vreo oră și ceva, din fericire, să-l găsească. A fost o șansă enormă pentru persoana respectivă, pentru că erau momente când vizibilitatea nu era nici măcar la un metru și atunci nu ai cum să cauți pe cineva dacă nu vezi. Nu mai vorbesc că nu puteau comunica nici măcar între ei. A fost găsit cu greu de către salvatorii montani și prezenta un început de degerături. A fost și el dus la baza Salvamont, acolo unde a rămas împreună cu ceilalți 6 până astăzi. Nu au putut fi coborâți duminică la cabana Capra pentru că viscolul s-a întețit și mai tare și acțiunea ar fi fost extrem de periculoasă.